Ulițele satului Vieru sunt ca acum 100 de ani. Dacă șoseaua principală este asfaltată, străduțele care au și nume nu sunt nici măcar pietruite. Pe timp de ploaie, noroiul cleios nu permite piciorului de om să meargă. De mașini sau căruțe nu se mai pune problema, căci șleaurile brăzdează străzile din sat. Mare le-a fost bucuria sătenilor astăzi, când s-au trezit cu basculantele de nisip pe ulițele lor. Tanti Tudora nu-și mai amintește ca strada Novacului, pe care locuiește de când se știe, să fie arătat atât de bine. Cândva, parcă s-au mai pus niște pietre, încât la ieșirea din curte oamenii să nu coboare ca într-o vale. Foarte bine, foarte bine că eram așa de nămoliți aici și se făceau șanțuri, se făceau foarte, foarte bune. Dar nu știu ce idee va veni să veni și pe la noi cu așa ceva. Nu știm. Chiar ne surprindeți. Cum vă descurcați, doamnă, aici când plouă? Rău, foarte rău. Se face noroi rău de tot. Se face noroi, în special aici, bun, foarte bine. Noi foarte bine. Noi am fost sărani născuți aici, crescuți aici, noroiuri mari, părpătenie mare, lacuri aici făcute, puteam cu patru boi și am pe aici, nu puteam cu o căruță să ieși. Acum e bine ce se face. Suntem bătrâni acum încolo. Suntem pe și nouă. Sosele ne trebuie condiții mai bune. Destul am muncit înainte pe vremuri mai grele. Acum dacă e băiețeșa la putere, tineretul, să facă ceva pentru ăștia bătrâni. Micul Gianni privește buldoi excavatorul și se gândește cum va merge la școală pe un drum neted. Mă uit la volă, cum îndreaptă drumul, cum pune nisip. Ce înseamnă drumul ăsta îndreptat pentru tine? Înseamnă foarte mult pentru mine, că acum pot să merg la școală pe drumul ăsta. Pe unde mergeai? Înainte mergeam pe iarbă, pe aici, când era drumul făcut. Pe lângă garduri? Da, dar acum o să merg pe aici. Inițiativa deputatului Florian Nicolae a fost salutată și de viceprimarul comunei Putineiu, Petricior Topală. Înseamnă foarte mult, pentru că o parte din ulițe n-au fost băgată piatră în mandatul fostului primar și cu ajutorul domnului Nicolae Florian, printr-un contract de sponsorizare, reușim pentru câteva ulițe să dăm o mână de ajutor sătenilor să iasă cât mai civilizat către asfalt. După ce nisipul a fost distribuit uniform de-a lungul uliței, la Vieru au sosit mașinile încărcate cu pietre. După spusele consilierilor deputatului Nicolae Florian, care au însoțit transportul și au asistat la lucrări, pietruirea străzilor se va încheia în două zile. Astfel, locuitorii satului Vieru se vor putea deplasa pe străzi fără să mai fie nevoiți să ocolească noroaiele cu săptămânile.